În cazul spitalului județean de urgență zăleu, aceasta se apropie de 190.000 de lei. Managerul Laurențiu Barna susține că taxa va fi achitată în cursul acestui an din bugetul propriu al instituției pe care o conduce, astfel încât spitalul să poată primi cel mai târziu, în primul trimestru din 2014, vizita preliminară a specialiștilor de la Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor. Deși recunoaște că mai sunt anumite aspecte ce necesită îmbunătățiri, managerul celei mai mari unități spitalicești din județ este optimist în ceea ce privește procesul de acreditare. Nu se pune problema să nu fim acreditați, mai trebuie să Lucrăm la anumite aspecte, printre care achiziția de aparatură modernă la secția recuperare, dar, în opinia mea, Spitalul Județean va obține acreditarea, a declarat Barna. Spitalul din Zălău a fost transformat într-o unitate sanitară modernă în urma unei investiții de aproape 43 de milioane de lei finanțată prin Programul European de Dezvoltare Regională și derulată pe parcursul unui an și jumătate.